come and get it. Yo, Bug Games, mă! Deci, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Breazlă. Nu știu ce vom face, este ora 11 la mine, nu știu ce vom face. O să vedem noi. Mai întâi am văzut că este o vacă la mine în dormitor, așa că m-am gândit să o omor, mai fac și niște stick. În episodul trecut am văzut. Și sper să mai am două vaci. Da, uite, fix două vaci mai am. Și nu cu răpelist, că o să mor, fraiero. Deci, tu cred că ar trebui să te duci mai încolo cu prietena ta, știi, și să vă iubiți în leacă, ca să mai faceți și voi niște puiuși. Da. Uite, te hrănesc cu carnea ta, cu carnea prietenei tale, știi, cu banul copilului tău, sau nu știu dacă tu ești mamă sau nu, dar uite, eu am să mă duc după niște... Și o să iau niște din trasta și o să mă duc la etajul 3, unde am vacile și cred că am să le hrănesc o leacă și cred că o să facă ceva ele. Și ceva, ia ești din peretele meu, da? Așa, bravo. Uite, ce drăguț. No, și ne ducem să prăjim carnea și după aia vedem, mai mergem pe la decime nu este pe server și am no connection, super, ce să zic, n-am conexiune la net, da, bravo. Și am mai și minat între timp, după cum v-am spus decime, n-am mai fost la minat și am făcut niște cabal. Să nu o spunem că nu e adevărat în pe asta cu rețeaua. Că nu am rețea. Ok, stați o secundă să văd dacă într-adevăr nu am rețea. Sau... Haide, nu ajung cam aici. Așa. Chestii treste. Și... acum am? Nu știu ce să zic, nu am să zic nimica, decât că like spy și că, hai să vedem ce mai face casa lui Decimin, are porcușor frumos, noroc că are ușa la porci, și uitați, are și niște văcuțe frumoase, ce dracu, așa, și are și niște văcuțe frumoase, în Nether ați văzut și voi, nu prea am explorat mult, el au mai luat niște glossuri, în rest nu am fost. Și să vă dau un spoiler, uitați ce are aici. Hei, eu nu știam că s-a făcut nesimțit-o. El asta de level 30. Și da, ia uitați, și-a făcut aceasta și și-a făcut și căsuța cu 30 de experiențe. Pentru că avea cărți destul de multe și plus piele pentru că are fermă de vaci, nu este ceva uimitor. Deci, cred că o să... adică și eu am să fac undeva pe la subsol, dacă am să fac un sub... Nu, cred că am să fac undeva prin pod și eu sau undeva prin... undeva pe la etajul 3 sau 2. O să fac o cămăruță, știți? Gen, la etajul 3, nu știu să fie. Adică e cam gol, aș putea să mai tai din patul ăla să fac o cameră specială pentru enchanting și mor. Deci, nu știu, aș vrea să-l sun și pe Decimin și să văd. Stați o secundă să-i trimit un mesaj și să văd dacă... vezi că eu acum... filmez Breazlă. Vii? Așa, stați secundă. Pam. Gata. No, și după cum am spus, cred că voi Da.
Eu filmez acum. Eu filmez acum. Ok, deci am reparat și colțul ăla. Vino. Vino, așa. Hai că ăsta să mă stresează, că să nu filmez până nu vine el. Și căcat, și căcat, și căcat, și alte șete. Deci... haideți totuși să... pune aici o mică pauză până vine Decemin, pentru că vreau să fiți cu el și cine știe ce se mai întâmplă, că... cine știe ce se mai întâmplă, că... atunci când poate când porne, când mă sună, nu se registrează vocea lui și alte căcaturi, așa că haideți că revin cu el când el își pornește și el pardon, după ce își pornește Minecraft și pune la randat videoclipul Brazi la episodul 2 și acesta va fi episodul 3. Deci fiți fericiți, la mine va fi episodul 3 acesta și la el, deci o vrem să fim cam în ton și dacă ar veni și ceilalți cu echipiere Bradley ar fi super, pentru că ar vrea să-i vedeți și voi, dar ei sunt preocupați, adică sunt preocupați să se joace pe Hunger Games și ne vedem când vine și Decimin, da? Așa că... salutări și bine ați venit la din Brazi la Haiducească. Și am băgat, mi-am făcut o seal touch așa. Asta și mi-am făcut și sabia. Și fiți atenți. Cooling așa. Stai că cresc prea mult acum, de ce bă? Cresc prea mult. Cooling, foarte cooling. Vă spun, se numește Play Plugin și... patru plugin-uri de tăia copaci în server, deci ne ajung. Adică, acum băieți, credeți-mă, e mult mai realist să cadă tot copacul, frate. Ca așa e și în realitate, practic. Normal, dacă tai așa cade tot copacul. Bă, dar uite acum crezi că prostie ne mai lasă să filmăm breze. Ia lemn. O să vă arăt imediat chestul meu cu lemne. Acum lăsi să crească toate. Da. Știi că o să crească tot rândul ăsta. Bă, mai e aici niște lemn. Bă, când o să crească tot rândul ăsta, o să se despuneze așa tot rândul ăsta imens, știi, nu? Nu chiar atât de mult, dar mă tot se despunează. Nu știu. Ia lemnul și haide să le arătăm. Și imediat vă arătăm ce am mai făcut. Ai de mine și de tine! Eu mi-am făcut acest diamond pick, știi deja, și am această sabie imensă cu unbreaking 374. Eu am cu knockback și salut. Așa, și aici am lay cave-ul meu. Am făcut un lay enchantment table. Level 30. Am folosit 15 enchantment shelf-uri. Bă! Ce? Shit! Bă, stai o secundă. Ce sunt, mă? Nervi. Nu-ți mai merge XP, spar mult. De ce? Nu știu. De ce nu se spunează? Gata, s-a spunat. Nu știu și după jumătate. Poate nu-i mai disturbat. Dacă uite ce se spune acum. nu dacă să vedem într-o clasă. Hai odată, vă rog. Ba, dar nu mai... dacă trebuie bone meal, deschide chestul cu bone meal. Lasă, că nu-mi trebuie. Hai, bă, dar nu mai pică ăștia, ce dracu. Pică mai imediat, numai că dacă stai aici poți să stai și 100 de ore, că să știi că nu se mai... nu mai e chestie, pluginul ăla nu șterge mobii. Da, știu că n-am plugin de șters mobii. Bă, stai să-i verific, ce fac? Uite, asta fac, vor să ne omoare pe noi. Gata, ori ajuns. Dar nu toți. Uite, ori ajuns câțiva. Mai întrebe un singur mob. Gata, uite, a venit un singur mob. Gata, mă pot duce la tine acasă. Du-te, te rog, la tine acasă, dau-te pe la tine. Te-ai dus? Da. Gata. Ce faci, mă? Ah, am venit.
În acest episod o să eu o să lucrez la casă. Uite-te cum se numește sabia mea, unde ești? Ia, dă-mi un inventar. Decay, ceva cu Decay, oricum. Da, Superman, Sword Decay. O să-i s-o combin cu al mea. Bă! Glumesc, mă, că al mea. Bă, vezi că mi se sparge Envy-ul, uite ce urât arată. Te-l dau cu Seal Touch înapoi. Deci, Seal Touch, Unbreaking 3, Seal Touch 4, Seal Touch 4. Efficiency 4, Seal Touch 1. Seal Touch 4, ce poate să scoată Seal Touch 4 ăsta? Spawnerele. Scoate spawnerele. Ar fi tare să existe Seal Touch 2, ca să scoată spawnerele. Bă, dar de ce, de ce se fac negri pe burtă? Nu știu, și mie mi s-au făcut negri. Și de ce pus... Aici un... Da. Ți-l-a pus un Enderman. Poate. Ți-o crescut fermă. Da, în acest episod... cred că nu știu ce vom face. Damian nu știu ce va face, dar eu voi lucra la lei casa mea mare și frumoasă. Eu voi încerca să tai acest copac nenorocit și să... Când crește, bă, lasă-l să crească tot. Ce? Copacul ăla imens, lasă-l tot să crească. Nu, am aruncat niște... Măr! Bun, acum o să fiu mai... Mă duc să mă culc. Tu doar muncește sau fă ce vrei. Și vreau să vă arăt... Adică m-am arătat ce-a făcut Decimin. Bed, așa. Abia aici am reparat toate chestiile, crucea imensă. Deci m-am pus în pat și... A, te-ai pus și tu, sau? Am culcat eu, da. No, și eu nu știu ce să mai am de lucrat la casă, aș vrea să... Atât ce aș vrea să mai fac la casă în chain, un table de level 30, dar are Decimin. Da, așa zic să nu mai faci. Ce ar avea rost, așa, da, nu știu ce ar avea rost. Și ferma... Aș vrea să fac și o fermă de... Bă, dar nu se stachează ușile. Nu se stachează ușile. Nu știu, dar pot să stachez poțiunele și chestii de astea, știi, gen. Ar trebui să-ți repar puțin peștera asta, uite, și să-ți închizi în partea asta, știi, gen, nu știu. O să fac și toate. Spike. Și că, Leg Spike. Am să schimbat imaginea, știi, gen. Ia să-i mai dăm noi niște... Stone lui Decimin. Nu, nu, bă, nu mai mina. De unde minezi? De acolo din Govram, bă. Bă, nu mai mina. Păi? Nu mai mina, mă, Kate, bă, please. Bă, mă moară niște schelezi stâmpiți, serios. Bă, nu mai mina, mă. Bă, am luat-o scheleții din cave-ul tău și îi țin după mine. Bă, dar numai, bă, termină. Acum am... Aud pe cineva cum mănâncă. Mamă, câta scheleți sunt pe aici. Aud pe cineva care omoară scheleți. Care țăiește ăla. Ba, te. Ce-i cu gaura asta până la bedrock? Nu știu. Te-ai dus până la bedrock? Nu știu. Diamond, ce? Junk, junk, junk. Știi ce înseamnă geam? Da, tâmpenii. Chunk. Chunk is a junk. Chunk is a junk. Bă, ai un bucket, ia, ai ajuns pe la lavă cu... Dar, de fapt, stai, nu trebuie. Eu sunt la lavă, sunt lângă lavă. Stai, că nu, lasă, că mi-au eu, gata. Mi-am luat un bucket of lava ca să-mi fac un fel de gunoi. Și aș vrea să-mi fac un gunoi de ăla cu cactus. Ăla să face și mai simplu. De fapt, ai dreptate, mai bine fac un de la cu cactus. Îmi faci și mie unul, dacă te rog. O să-mi faci și mie unul. Dar nu știu dacă am cactus. Trebuie să mă duc până în deșertul ăla. Pe cactus. Am vrut să iau ceva, dar nu am luat. Decimin. Și ia niște stone ca să-ți repari și tu. Gata. Ca să-ți repari și tu să-ți arăt ce să-ți repari. Aici în cave-ul tău. Nu știu, să mai finisezi tu. Cine știe. Poate, uite, să mai repari, știi, când în spate pe aici, că numai da, da, da. Și să-ți astupi în spate. Nu știu, adică ar fi mai să-ți astupi în spate, să ai numai gaura asta, știi, pe unde te duci tu. Eu mi-am aranjat puțin chesturile pe aici. Dar tu unde ții stone-ul? În ăla cu stone? Da. Cu piatră și cu... Cel ăla de la spray cu lemne.
Mai ai de la mine niște... Uite, poți să-ți mai pui și aici, stonul. Ți le-ai pus? Stonul care ți l-am dat acum. Hă? Ți le-ai pus stonul și ți l-am dat acum? Da, mă, da, mi l-am pus. De ce m-am atât de puțin din ex? Cred că ce se consumă. Da, da, nu contează. De-aia e bunul. Oricum, what the, ce goli. Ce s-a asta, de jos, ce goli. Da, știu, păi de-aia l-am sortat. Și mai multe tâmpenii am avut flancuri. Logic. Așa și cred că... Ne uităm puțin pe aici, așa, la asta. Punem aici, asta, adunăm asta lui și gata. Nu mai am să-l pun. Mi-ai dat niște fier? Păi zi. Nu mai am să-l pun. Că mie-mi trebuie fier. Nu prea mai am. Hopa! Le-am arătat în filmare ceva. Ce? Oare? Ce? Chest-ul? Dar nu contează. Nu chest-ul. Aha, gravel, ceva, off-chain. Ah, da. Este spawnată natural, în primul rând. Mi-e frică să mă uit la ea. Și cred că de ce mi-aș va face pistoane. Nu știu de ce presimt asta, dar presimt. Că presimt, tu ok. Vei... Presimt că va trebui să-ți tai ferma asta, că deja nu mai crește. Acum eu vă spun doar de acum că o să fie o ușă super mega extra ultra bună aici, numai că eu nu o fac on camera. Vă spun de acum că o să dureze mult prea mult să fac on camera. Ia, am o carte Sharpness 2. Ai? Da, dar am ce să fac cu ea. Am 74. Eu am un disc. Am 74, dar există 75, nu? Da, există. Trebuie să-mi fac upgrade. Și eu o să-mi fac upgrade, că mi-a lăsat. Ați văzut cum mi-am făcut puțină sortare prin acest... Am două saddle-uri, apropo. Super, ne vom face cale. Când nu v-am găsit. Și un disc. Și mă duc, dau acum o raită până în deșert. No! Stai, vino un pic acasă, te rog. Pauză la filmare până rezolvăm totul și ne apucăm de casă. Și eu cred că... Bye-bye! Și eu, pic! Salutări și bine v-am găsit la un PvP anal cu 10.000 în 3, 2... Stai! Deci începem PvP-ul, o să facem un PvP, să vedem cine câștigă. 3, 2, 1 și... Cât mai ai? Două harduri. Mai mult? Da. Cât mai ai avut? Jumătate de hard. Ce noroc ai avut. Cred că ți s-a dus și Nether. Iteme. Nu. E perfect. Haide să-ți dau iteme. Le. Ți le arunc în traș. Bă. Mamă, ce ai dat? Mai aveam două harduri. Am dat așa că handicapatul, numai că nu mi-a ieșit, nu știu de ce. Eu ți-am dat o critică la început. No, deci dar vă lăsăm până 10 minute și termină casa și... Să s-o termină în camera sau... Da, normal, acum eu filmez în continuare. Tu filmezi în continuare? Păi, da. Nu știu, cred că și eu voi filma în continuare. Mă duc să-mi iau itemele și... PvP-ul a fost finalizat cu succes. A fost mișto. Da, știu. E bun așa, e o doză de putere, știi, gen. Deci, să ne luăm materialele pentru lecăsuța noastră. Bun, și avem și mâncare și mâncăm și... Vrei să te ajutăm la căsuță sau ceva? Ai vrea? Că n-am ce să fac și... Dacă ai vrea... Te pedecim, că n-am prea am ce să fac și... Hai, cu ce să te ajut? Am cu ce. Stai. Eu am vrea să fac storage room-ul. O să fie în partea asta la altă. Vrei să tai sau... Urât. Nu-mi place aici, nu-l fac aici, pune-l rău. Mielene să tai gravel-ul, îl fac puțin mai încolo, numai că... Stai, tu taie pereții, așa, taie doar pereții, ca să pot să fac cu... Ce pereți? Acacia. Nu, ca să pot să înlocuiesc pereții, fac stai să stai cu siltaci ca să... Da, taie cu ce vrei. Numai nu taia cu siltaci, că ți-l consum degeaba. Da, dar de fapt stai, că se poate repara. Am un breaking și am și diamond, deci... Frate... Dar cât de mult vrei să te duci? Păi eu vreau să mă duc până în cave, acolo jos, unde acolo o să fie o chestie centrală. Păi atunci nu dau așa, că tu o să te...
Da, tu trebuie să te duci în jos. Eu tot așa mă duceam, tu drept. Da. Bă, dar nu mai sparge așa, că uite ce mi-ai făcut. Inventarul plin de junk. De cabă. Stai, nu pe set o sparge neapărat. Trebuie să... Păi trebuie să te duci în jos, deci... Da, stai numai o secundă să fac scările. Cât stone ai? Aici mi se pare că ies cam... Da, din ce să faci podeaua din acacia? Da. Atunci stai să-ți mai fără pe aici. Pe aici o să te duci, pe aici. Stai să-ți pun o torță. Și pune în continuare. Tavanul ți-l sparg? Da, nu. Nu acum. Că tavanul o să fac cu altceva. Tu stai să repar pe aici un pic, arată ca naiba. Tavanul tău. Nu repara, mă, nu. Dar lasă-ți, l-am reparat doar un pic, așa. Bă, dar nu-mi sparge cu ăla. Nu mai sparge cu pickaxe-ul ăla, fraiere. De ce? Că-mi dai junk de cable în inventar. Bă, mi-a gata mouse. Din viewer. Nu l-am pornit. What? Pun o pauză până rezolv. Cred că era s-a schimbat DPI. Cred că și stai să stai pe aici. Deci îl ajutăm pe Decimi frumos și o să vedeți la mine ce face el între timp. Da, s-a schimbat DPI. Ia dăm lemn de acacia. Dai lemn de acacia, te rog. Să-ți fac pe aici. Nu, eu fac. Stai, acum începem. Și am revenit? O revenit după ce nu a făcut aproape nimica. Da, și o să vedeți pe filmarea lui MC Damian ce am făcut. O stat. Ai, tot ce a făcut el. Stai să fac niște stairs. Nu te apuca, stai să fac stairs. Te bat. Rău. Te bat, rău. M-am blocat aici. Bravo. Ajută-mă. Unde? Ești, a, casa tine. Casa. Trebuie să-mi setez o casă la tine, că de obicei vin, de obicei pe la tine. De obicei, tu te ești pe la mine. Eu hai de acolo. Mă spamează tâmpenia aia pe chat. Stai aici să pun niște lemn, așa? Da, aia vreau să fac eu acum, că nu l-aveam în hotbar. L-am în hotbar. Ai, nu, aici pune... Stai. Am o idee. Stai, aici pune așa... Nu. Aici pune așa. Nu arată mai mișto. Nu! Ok. Și ți-am luat din mână. Aici o să fiu un fel de... Nu, sparge, nu mai sparge tu, că faci numai cabăl. Dar nu contează. E bun și cabăl. Da, eu vreau ca să... Nu, stai, aici oricum o să fie... Nu mai fă cabăl. Urăsc cabălul. Cabăl e peste tot pe hartă. Nu. Stone. Hai, continuă. Nu, eu n-am scări de betoane și... Nu, aici o să fie o chestie. În orice caz, știi? În orice caz? Nu, de fapt, ba nu. Ce o să fie stairs. Ce înseamnă în orice caz? Nu știu, dar trebuie mai trebuie tăiat din tavan pe aici. Aici o să trească să pui podea. Da. Aici o să trească să înlocuiești cu stone. Păc, și aici o să trească să pui lemn. Vine din spate. Da. Eu mai tai pe aici. Că mă simt cam claustrofobic. Ce m-am speriat că nu o scris pe cea remove entități. Cred că... Dar și pereții vrei să-i faci. Dar normal. Nu, hai să tai pereții atunci. Stai, pe aici. Ma, cât să fie cât mai bine, știi? Să fie cât mai simetrici, așa. Să nu fie toate formele geometrice posibile. A, ce fain arată chestia asta aici. Nu, lasă pe... A, ba da, stai, că trebuie să schimbăm cu acacia. Vezi că mă ajut. Ok, oricum n-am ce să fac, că mă întrebi în casă, deci... Că da, face o fermă, aș vrea să te ajut, o fermă de diamond sau ceva. Nu există, mă, niște. Da, o să facem trei. Da, bine, se poate. Dacă găsești villager, fain.
in-game. Da, și da, pe emeralde și după aia găsești villager care dau emeralde pe pui și gen de astea. Da. Nu, nu, stai. A, tavana, am uitat. Tavana. Un nivel mai sus. A, da, tavana, nu-l faci din acacia, ai zis că nu-l faci din acacia. A, da, la ai dreptate, dar oricum mai tai nivelul ăsta de deasupra, că mă disperă. Mai tai un nivel de deasupra? Da, și vino și pe aici mai tai un nivel. Ok, hai că stai, să-i faci. Și oricum mă simt când iau un pick sau de ăștia din game mode, adică mă simt așa parcă cheating, știi, gen. Dar n-ai luat nimic din game mode. Știu, dar zic când iei ceva din game mode. Da, știu. Aici mai tai? Da, lasă că Bă, da. De ce ai făcut? Și aici trebuie să tai. Dar pune, continuă rândul ăla. Mamă, nu mai continuă. Ba da. Mă, continuă atunci. Și ia cabalul ăsta din inventarul meu. Și dă-l ștorțe. Ba uite un zombie alău acolo, stai să mai lighti pe aici, pe aici locurile astea, că uite aici în mijloc o să fie un storage room, fain frumos. Nu știu, mamă, ce cave-uri am pe aici, o să fie greu de făcut. Știu, dar oh, chiar iron, super. Te folosi de iron? Da, l-am ratat pe ăsta când am minat pe aici. Cât? Oare? 4 bucăți. Wow, poate a nimerit unul cu 20. Un or. Avea 20. Da, și am găsit. Doamne, erau mai multe, că de obicei au 4, cel mai mare are 5. Ba, aud vacile mele de sub fermă. What? Ce mișto. Păi dacă am trecut pe sub fermă. Adică nu știu dacă e chiar așa de mișto, dar e bine. Ce mă disperă e un bet pe aici care stă plin. O să-i dau o să-i un ce? Un bet. Liliac. Mamă, witch, zombie, de unde vin ăștia, mă? Gata, ți-am făcut aici tot. Da, mulțumesc, zombie, că mi-ai dat cu poison peste față. Zombie, poison. Nu zombie. Ți-am făcut aici, dar hopa, ți-am făcut ceva greșit. Ți-am închis peștera. Aici presupun că o să-ți faci o ușă, nu? Ceva gen. Nu! Lasă așa, că arată mișto. Păi să nu mai dai nicio... Bă, nu. Nu! Nu arată mișto așa. I-am lăsat pentru o secundă și ai început să caști. Da, arată mișto așa. Ia trei vene. Taie tot peretele ăsta de aici. Tot ăsta? Da. De ce n-ai spus că tu nu? Ai mers să te bat cu zombii. Dar tu unde ești? Că ai dispărut. Lângă tine. Dispărusei pe tot secundă. Ia niște lemn. Aud lezon. Ia torța aia din spate, hei! Ia-o! Te-ai neapărat să... Ăla de pe... Las cu... Dau eu. Ia dă-mi tu pickaxe-ul tău pentru o secundă. Nu, nu ți-l da. Hai, bă! E aurul meu. Ce că aurul meu. Albi. Mai fac un copil de la tătoia, nu? Gata, îmi tăia tătoia ăsta. Mai tai și ăsta de aici. Tai și pe deoarece. Și stai și ăsta, las că să-i tai. Am pus lemn aici. Așa? Stai că pilonul ăsta de aici mă disperă. Stai să-ți omor betul ăla. Decât... Uite, ți l-am adus. Gata. O curs sânge din el, era vampir. Deci iar... Ai să-ți faci un pod, presupun, așa, e? Da! Te fac din son? Alo? Bă... Băiatul! Alo? Bă, așa. Ce bă, tu știi ce idee? Pica meta! Nu! Nu! Cred că-ți fac eu cu ăsta. Așa era. Așa, mi-a venit o idee super. Aici o să fie un pod și jos o să fie inundat. Așa, o să fie inundat. O să vezi ce mișto o să arate. Doamne, ce mișto o să fie.
știi? Și tu vrei să-mi stai și toate visele îngropând chestia asta. Du-te dragă cu visele tale, ce zice. Bă, termină-te, mă, odată! Iartă-mă bine așa. Nu! Iar vrei să facem PvP. Gata. Tătite mele. La remove entities. E nu în mine. Haide, dar ce vrei să faci aici? Gaura asta-n perete, imensă. Dance to action and solo black fashion. Taie, dă-mi pichexul tău puțin. Dar spune-mi ce să tai, că tai, că știu și eu să tai. Dar nu poți să mi-l tai! Te doare mâna! Tai chestia asta! Pui tu stone, că ai luat și ai ieșit tu stone. Dacă am un stack de stone la mine. Și am ceva mai bun decât tine, am stone brick-uri. Și eu am fraier, ia. Bă, ia de aici. Ia le păstea. Așa, tanke. N-am ce să fac. Ele oricând vreau meu. Ia și cabăl, că nu-mi place cabăl. Nu arată destul de ușor. Ce cu groapa asta aici, așa? Intenționat am făcut-o. Și aici totuși o să fie ceva, un fel de păstărie. Aici vreau să mai pun un crafting. Arătăm niște un crafting. Da, e cu un bloc mai încolo, în primul rând. Dă-te mai încolo. Și crafting-ul ăsta l-am pus provizoriu aici, în primul rând. Da, dar arată mișto. Aici o să fie o bucătărie, știi? O smelting area. Uite, așa, uite ce, așa o să iese, nu? Băi, noapte, stai mă. Uite, ar arăta super mișto așa, fii atent. Zi tu de nu, să treci prin grea amândouă crafting-urile. Da. Dar pune blocurile la loc acum. 3 secunde să stai. O să stai puțin din gravel ăsta. There are monster nearby. Dă-i dei. Dar cu perușul nu ce o să-l faci, mă? Tot din lemn ar fi monsters mai bine. Monsters nearby. Tot din lemn ar fi mai bine acoperișul. Da, din lemn, dar de alt tip. A, de la alb ar fi mișto, sau... Da, ceva ce se asortează. Am vrut să mă cul, dar... Nu mai contează acum. Îmi lep pătruțul meu, fain frumos. O să am și un dormitor, logic. Bă! Ce faci? Oare? Ce faci? Doar aici, un pic provizoriu, intrarea. Ți-am tăiat că ai zis că e greu să tai gravel. Atât nu te mai duc. Atâta. Mi-ai greșit totul aici, că eu vreau să intri direct în cameră, nu un tunel de toi pe tot. Scuze. Atunci scuze. Acum rămâne așa, dar... Că aici o să fiu cam pesc, adică bucătăria. Ia gravel din peștera ta. Asta e a meu, băi, nesimțitule, și eu l-am vrut. Nu mergi pentru boost. Cu lemnul ți-a dat. M-ai aruncat de pe... Bă, deci fii atent de aici. Fii atent, bă, de aici. M-ai aruncat până mai dat până în trece. Să mai încerc o dată să dau. Stai amândoi, trebuie să venim. 3, 2, 1 și... Stai. Atunci am și sărit, am avut boost-ul ăla imens. Vine înapoi, hai. Stai. Ca asta, care knockback? Ți-o dat? Da. Câte inimi ți-o dat? Câte inimi ți-o luat? Frate, nu mă lua! Gata, că te mor. Almează te... Cum am? Nu-mi iei temele! Ți-am luat câteva din ele, dar hai că... Ba, nu-mi iei temele! Îți dau înapoi, Te lăs pe jos! Haide repede, că se șterg entitățile într-un minut! Sau mai puțin! Haide! Mi-ai luat totu! Haide, că uite, ți le-am aruncat, haide, hai să ții. Nu mai am chef! Ce? Păi da, mai dar mura, îmi dai totu! Normal, ce să fac cu ele? Doamne! Ți le fur! Dar ce crezi, că-s păgan? Ești prost să mor eu! Dar cum te-am omorât? Și de ce te-am omorât? Nu mai țin minte nimic! Vezi că nu mi-ai dat armura! Că stai că-ți arunc, deșteptule! Gata! Nu-i bai, lasă, că n-ai ce bine. Dar cu bani... Ba da, am pierdut, că nu, cred că nu mi-ai dat totul. Ba, absolut așa, dacă nu mai căzut, stai cum arunc jos. Nu, e nimic jos. După 10 minute.
Un steak de torțe, mai avem un steak de torțe, un steak exact de torțe. A, da, uite-l aici, în inventar. O fi în cealaltă parte, da. Am uitat de. Puteai să spui ușor, nu ți-l mâncam. Vezi că vine un schelet. Mersi mult să te îngură de schelete pe un pit. Te-a dat jos? Normal. Mi simți din partea unui om. Ai sabie de iron la tine? Da. What the? Sabia mea veche. Stai că am uitat să-ți dau ceva. Am uitat să-ți dau ceva. Nu mi-l trebuie, spun sincer. Dar aruncă în grotă. Unde am aruncat și o graver. Poate îmi dai una peste... Bă, bă, stai că-ți dau una. Bă, bă, nu da. Ce deștept ești. Și în combat, știi? Că-ți dau un pumn în gură de te zici. Nu ce îmi dai un pumn în gură de te ceva, ele. Hai de dată, ce în casă sau tu mă omori acum? Am descos un zid. Și cred că pun aici o mică pauză și voi reveni imediat, așa că... Ok, și saltare și după cum puteți vedea am scos alea și duce altundeva. Pa, 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 pa. Și ghiciți unde duce acest portal în Nether, ați ghicit corect, dar... din Nether. Dacă vă duceți pe această scară, o să ajungeți pe un drum. Un drumuleț. Mă moară un zombie pigman. Așa. Mamă, s-a luat 10 min de ei și cred că mă cam căcat Nether-ul. Deci vedeți că duce undeva și ghiciți unde ce... Aceasta este casa lui Decemin, stați o secundă. Așa, și ăștia aici. Și-o scos totul și când vă duceți pe aici, veți vedea o cameruță cu incendiu level 30, asta cred că v-am arătat-o. Aici va fi camera lui de bucătărie sau nu știu ce m-au zis că va face pe aici. Aici este portalul lui, sper mișto. Și pe aici e continuarea. După cum puteți vedea, Revine și cu, este un, cum s-ar zice, chestie dintre aia cu apă, jos, știi, se vede foarte fain. Și și-a mutat absolut tot, pătățele frumos, tot, și-a sortat cam tot pe aici, prin chest-uri, și-a sortat tot, și un mic liftuț, trash-ul, un mic liftuț. Vrăp, până într-o cameruță care nu este importantă, această cameruță, adică este că e frumoasă, dar au vrut să mă facă, bă, nu vreau să fiu un paianjen, nebunule, paianjen nebun, mă duc înapoi jos pentru că este mai sigur și mai frumos și... Da, acesta este și căsuța lui Decimin. Încă nu este toată completă, bineînțeles, va mai urma și foarte frumos până acum, ce să zic, și eu l-am ajutat. Presupun că știți ce am mai făcut pe aici, armurile, chestiile, ăștia, nu știu dacă vi l-am arătat. Fortune 2, da, și am și acesta cu Fortune 3, Fission 5 și am Breaking 3. Foai de bine. Și Golden Nuggets-uri ăștia cred că le vom dona lui Decimin. Deciminule, dacă urmărești acest episod, vezi că ți-am donat niște Golden Nuggets. Și cred că vei vedea acest episod, așa că vizionare plăcută și ție și tuturor celorlalți. Casa ta este foarte frumoasă, vreau să zic ție. Și vreau să le zic și celorlalți oameni care vizionează acest videoclip că este foarte, foarte faină casa lui. Într-adevăr, și a mea este la fel ca așa lui, foarte frumoasă. Niște upgrade-uri micuțe și cred că acesta a fost și episodul, ce să zic. Și până pe data viitoare, v-am lăsat și bye bye!